în ședință ordinară. Primarul Comunei Buceni, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 133, aliniatul 1, articolul 134, aliniatul 1, litera și articolul 196, aliniatul 1, litera 2, din ordonanță de urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, dispune. Se convoacă Consiliul Local Buceni, în ședință publică, ordinat în data de 14 decembrie 2022, ore 13, la sediul primăriei Comunei Buceni. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Buceni, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Buceni pe trimestrul 4 anul 2022, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2022, trimestrul 4 pentru școala gimnazială Comuna Buceni, ordonator terțiar de credite, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din școala gimnazială Comuna Buceni pentru anul școlar 2022-2023, inițiator primarul Comunei. 5 diverse. Doamna președintă. Mulțumim. Se pune la vot proiectul ordinii de zi prezentat de domnul primar. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? În același mod, supunem la vot și procesul verbal al ședinței anterioare, dacă aveți obiecțiuni, dacă nu, unanimitate. Trecem la prezentarea referatului de motivare de la punctul numărul 1. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Buceni. Doamne și domnul consilier, având în vedere solicitarea transmisă de ADIB, convocatorul numărul 997 din 21-11-2022, pentru ședința din 23-12-2022, anunțul privind consultarea acționarilor numărul 944 din 09-11-2022, nota de fundamentare numărul 996 din 21-11-2022, referitoare la aprobarea scrisorii de așteptări privind performanțele așteptate de la Consiliul de Administrație, Director General și Director Economic din cadrul Operatorului Regional CRAB, ESA, și procesul verbal privind consultarea acționarului numărul 995 din 21-11-2022. Am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care s-a propus de către Consiliul Local Buceni stabilirea mandatului special către primarul Comunei pentru a vota în data de 23-12-2022 proiectul de hotărâre referitor la aprobarea scrisorii de așteptări referitoare la performanțele așteptate de Consiliul de Administrație, Director General și Director Economic din cadrul Operatorului Regional CRAP-ESA. După cum știți deja, calitatea de membru NADIP, pe care o are Comuna Buceni, ne obligă să luăm parte și să votăm în toate problemele ce se discută la nivelul asociației. Aceasta din prezentul proiect de hotărâre fiind una dintre ele. Având în vedere cele arătate mai sus, vă supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Doamna președintă. Mulțumesc. Membrii Comisiei Juridice au fost de acord ca domnul primar să le prezinte în adunarea prezentată a Asociației de Dezvoltare de Comunitară. Mulțumim. Dacă mai sunt și alte discuții în afara celor prezentate în ședința Comisiei, nu? Supunem la vot proiectul ordine de zi. Subiectul 1. Mulțumim. Trecem la punctul numărul 2, referatul de motivare prezentat de către domnul primar. Referat de motivarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Buceni pe trimestrul 4 anul 2022. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbatere dumneavoastră se referă la rectificarea bugetului local pe anul 2022 cu suma totală de 443.000 lei, sumă rezultată din suplimentarea comunicată prin adresa numărul 4101 din 25-11-2022 de către AJFP Bacău și prin care a transmis influențele asupra bugetului local în ceea ce privește sumele defalcate din TVA, repartizate Comunei Buceni pentru finanțarea cheltuielilor decentralizate. Având în vedere această sumă, am analizat și am propus repartizarea la partea de cheltuieli pentru învățământ în vederea plății burselor pentru elevi în anul școlar 2022-2023. De asemenea, am propus prin proiectul de hotărâre și suplimentarea bugetului local cu suma de 336.000 lei, sumă solicitată de AJP Bacău și care urmează să ne fie virată pentru repartizarea la partea de cheltuieli și la asigurări și asistență socială, plata ajutorajului de încălzire pentru combustibil solid sau lichid și pentru suplimentul de combustibil. Având în vedere argumentele prezentate, rog să supunem dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre. Mulțumim.
Dăm cuvântul președintei Comisiei Buget. Membrii Comisiei Buget Finanțe au studiat acest proiect și au avizat favorabil. Mulțumesc. Dacă mai sunt și alte discuții, dacă nu mai sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre de la punctul numărul 2. Mulțumim. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 3. Referat de motivare privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2022, trimestrul 4, pentru Școala Gimnazială Comuna Bucim, ordonator terțiar de credite. Doamne și domnule consilieri, proiectul de hotărâre pe care tocmai vi-l prezint în această ședință se referă la rectificarea bugetului de cheltuieli pentru Școala Bucim, conform rectificării bugetului local al Comunei Bucim, expus și aprobat anterior. Astfel, pentru anul 2022, prin adresa numărul 4101, din 25.11.2022, transmisă de ASFP Bacău, a fost alocată suma de 107.000 lei din sumele defalcate din TVA pentru finanțarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de pe raza Comunei Bucim. Această sumă, având destinație precisă, apare necesitatea alocării către Școala Bucim. Urmează ca dumneavoastră să analizați proiectul de hotărâre și să-l aprobați în formă prezentată. Doamna președintă. Dăm cuvântul la președintei Comisiei Buget. Mulțumesc. Membrii Comisiei au avizat favorabil acest proiect propus de domnul primar. Mulțumesc. Bun. Dacă mai sunt și alte discuții, dacă nu sunt, spunem la vot proiectul numărul 3. Mulțumim. Unitate. Trecem la punctul numărul 4. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din Școala Gimnazială Comuna Bucim pentru anul școlar 2022-2023. Doamne și domnule consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl analizăm și dezbatem astăzi în ședința Consiliului Local Bucim se referă la aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare pe tipuri, așa cum este prevăzut în lege, dar și ca urmare a repartizării sumelor cu această destinație de către Inspectoratul Județean Școlar Bacău prin decizia numărul 768 din 24.11.2022, respectiv adrese numărul 4101 din 25.11.2022, transmisă de AJFP Bacău, ca urmare adrese numărul 1430 din 28.11.2022, transmisă de Școala Gimnazială Comuna Bucim, Consiliul de Administrație a venit cu propunerea de stabilire a cuantumului burselor pe fiecare categorie, cu încadrarea în sumele repartizate, după cum urmează. Total burse 103, din care 3 burse de merit a 200 de lei lunar, 7 burse de studiu a 150 de lei lunar, 93 burse de ajutor social, din care 3 burse de medicale, fiecare a 200 de lei lunar. Acordarea nominală a bursului către elevi este atribuită Consiliului de Administrație al Școlii. Având în vedere cele prezentate, rog analiza și aproba proiectul de hotărâre prezentat. Mulțumim. Dăm cuvântul președintei Comisiei Juridice. Membrii Comisiei au fost de acord cu numărul cuantumului lunar și bursele acordate elevilor din Școala Gimnazială Bucim pentru anul școlar 2022-2023 și au aprobat favorabil proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Mai sunt și alte discuții? Supunem la vot proiectul de hotărâre de la punctul numărul 4. La punctul numărul 5, dacă sunt domnul diverse. Nu, dacă nu suntem încheiem anul, suntem sănătoși, să fim și la an, transmitem cetățenilor urări de bine și să aibă răbdare cu noi. Ce mai bun. Sigur.